cum o iubesc. Cu sărutări blajine, cu soare în amintiri, cu mângâieri umile, cu patim și puține cuvinte care râd. Când pieptul îi se aprinde, iar trupul îi tremurând, mă cauți din privire, iar eu tot te ador. Cu sărutări line și aprite cuprind ca un poet ce vine, ca un artist timid, când te iubesc, iubire, dragostea e totul și totul, totul ce ia timp. El este Andrei Stancu, polițistul specializat în investigarea fraudelor, care a lansat un volum de poezii chiar de ziua îndrăgostiților, inspirat fiind de femeia pe care o iubește de ani buni. Lucrează în poliție din 2010, de când a ieșit de pe băncile Academiei, dar pasiunea pentru artă și poezie în special l-au însoțit pretutindeni. Nu puține au fost zilele care l-au găsit pe Andrei, așternând pe hârtie propriile emoții și sentimente, chiar la locul de muncă, printre alți polițiști, rânduri pe care le-a strâns în primul volum de poezii lansat în 2009. Andrei Stancu lucrează la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice de 9 ani, iar pasiunea pentru poezie și-a descoperit-o în primii ani de școală. Azi, de ziua iubirii, polițistul a vrut să ofere un cadou atât viitoarei soții, cât și celor care l-au susținut și au fost alături pe acest drum. În momentul de față lucrez la Poliția Capitalei, tot la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Avem acțiuni și activități complexe cu privire la combaterea evaziunii fiscale, combaterea faptelor de spălare a banilor și alte infracțiuni prevăzute de codul de procedură penală și de legile speciale. V-ați văzut făcând asta sau a fost una dintre opțiunile pe care le-ați avut? Îmi place dreptatea și întotdeauna m-am gândit ce aș putea face pentru a fi just față de oameni, față de stat. Deși a fost pasionat mereu de artă și a participat la diverse expoziții, Andrei a ales într-un final haina de polițist. V-ați dorit de când erați mic să îmbrăcați haina de polițist? Sincer, în clasa 11-a m-am gândit în liceu, printre alte oportunități, ce ar fi să fiu ofițer de poliție și să pot să aduc un beneficiu patriei. Și am luat decizia să dau la Academia de Poliție. Cei 3 ani de studiu au fost puțin diferiți, în sensul că proveneam din viața civilă, cochetam și înainte cu modelingul, cu actoria, cu poezia și pot să spun că m-au responsabilizat mai mult. M-au făcut să-mi dau seama că ai nevoie și de o instituție militară care să te ajute să devii mai organizat, să fii mai responsabil. Într-un cuvânt, a fost o școală de a deveni bărbat. Și mi-a plăcut foarte mult și dacă ar fi să iau aceeași decizie de a da, aș da cu siguranță. Avea doar 9 ani când și-a descoperit și dezvoltat pasiunea pentru scris. A participat inclusiv la Cenaclul Flacăra și părea că acesta va fi parcursul lui în viață. A strâns rânduri peste rânduri, iar azi l-a prezentat într-un volum de poezii pe care îl dedică exclusiv iubitei lui. Am lucrat undeva aproximativ 3 luni de zile la acest volum. Nu pot să spun că am stat și am scris în fiecare zi. Am așternut pe foaie și am pictat cuvinte și emoții pe care le simțeam și îi dedic această carte logodnicei mele. Tocmai astăzi de ziua îndrăgostiților, fără ea poezia din sufletul meu nu ar fi existat. Înțeleg că ea v-a inspirat? Ea, natura, oamenii în general. De când această pasiune sau cum a apărut această pasiune pentru scris? Începând cu clasa a treia, a patra, am început să dezvolt abilitățile de a scrie. Îmi plăcea foarte mult să scriu. Am participat inclusiv la festivalul organizat de Cenaclul Flacăra, împreună cu Adrian Păunescu, clasa 4-a. Presupun că am simțit că este o modalitate foarte ușoară de a exprima sentimentele în scris. Este cumva și o formă de exprimare a sentimentelor și a trăirilor? Da, toate poeziile sunt emoții și sentimente trăite. Poezia nu este singura pasiune a lui Andrei. Adolescent fiind, a fost atras de modeling, cu care a și cochetat o perioadă, dar și de sculptură. Și nu orice fel, ci în bețe de chibrit și coajă de copac. A fost chiar premiat, iar în viitor vrea să scrie și proză. În afară de poezie am început să sculptez în bețe de chibrit, să sculptez în rădăcini de copac. Am luat loc în clasa 6 și a 7, am luat locul 3 pe țară la artă abstractă. Și înainte să mă duc la liceu am avut tentativa de a face un liceu de arte plastice. Și de ce nu ați urmat această carieră, acest drum? Am vrut să fiu la cel mai bun liceu din Pitești, am făcut matematică informatică intensiv. Să spunem că lucrurile, am fost polivalent și am vrut să fac și un alt fel de liceu care să mă, nu știu cum să-i spun,
Oferim mai multe posibilități? Mai multe posibilități, exact, exact. Spuneți-mi dacă ați scris doar poezii sau și proză, nu știu, ați scris și alte lucruri, alte... Proză nu am scris momentan, am înclin să scriu și proză undeva într-un an de zile. Aș dori să scriu literatură motivațională pe viitor și asta în proză.